Juniorii farului Constanța au dominat meciul amical împotriva echipei secunde Fratria Varna 2, câștigând cu un scor impresionant de 6 la 1. Meciul s-a desfășurat la complexul Academiei Hagi din Ovidiu. O echipă formată din juniorii under-18 și under-17 ai Farului Constanța a obținut o victorie clară într-un joc amical împotriva formației secunde a clubului bulgar Fratria Varna. Partida care a avut loc la Complexul Academiei Hagi din Ovidiu a fost la discreția juniorilor constanțeni, care au câștigat cu 6 la 1. Golurile Farului au fost marcate de David Pătru, minutele 12 și 43, Matei Bercheză, minutul 48 din penalti. Costin Gheorghe, minutul 52, Alexandru Telehoi, minutul 53, și Cosmin Mihai, minutul 72, în timp ce echipa Bulgară a reușit să înscrie un gol în minutul 66.